Ce ai, mă? Ce te-a apucat? Ce te-a apucat? Ce m-a apucat pe mine? Da. De gesticulat așa. Ia un loc acolo să vorbim dacă nu vreau. Mai iau. Nu stai acolo cum ar fi mă istici pe mine. Stai jos acolo. Vreau să spun, te ascult. De ce să spun? Pe în primul rând am reacționat așa din cauza ta, ca să înțelegi cum ar veni că ești tu mărul discordino, că iar se înțelege exact cum ați cu Nicoleta, că gelosul meu nu sună nu, n-am spus asta. Nu tu, să nu se înțeleagă, uite, cei de acasă să nu înțeleagă chestia asta. În primul rând eu am venit pe mai mult caterincă sau ironie, și să fac o ironie despre ce s-a întâmplat între voi doi acolo, știi, că auzisem și eu. Că ați fost în piscină împreună sau... Stai, mă, ușor, că l-am întrebat cu ei. Stai să-ți explic, că telespectatorii înțeleg altceva, cum a înțeles și cu Nicoleta. Nu, stai, că tare, vreau să stau în picioare. Bun, ascultă-mă să spun. Da, spune, după care vreau să spun și eu ceva. Normal că te ascult, că e normal să-l ascultăm reciproc. Așa, n-are nicio treabă, nu ești tu vizat în discuția asta. Eu am intrat pe caterincă, ai înțeles, pe un vibe mai ironic, ai înțeles, și i-am zis legat de prăjituri și șampane și toate cele. După, zic sincer, dar urmează acum. Acum, eu din cauza nervilor nu prea mai găsesc cuvintele, ai înțeles? Eu așa sunt, când sunt nervos, ori fac, ori mai bine tac. Dar acum nu pot să fac nimic decât să vorbesc cu tine. Deci, păi dar nu trebuie să te iei cu el la bătaie. Stai să-ți explic. Eu m-am luat cu el că a avut tupeu să-mi zic că mie nu mi-aduci tu mie o șampanie, ai înțeles? Acolo a fost la mine un declic. Bine, a greșit și el la faza aia, dar bine, nu înseamnă că nu trebuie să te ridici. Nu, acolo a fost unde ăsta, ai înțeles? Eu nu m-am acceptat și nu m-am luat la harță cu el din cauza ta. Nu din cauza mea, dar nu trebuia să-l bagi în seamă. Și înțelegi? Și cum a dat el, chiar că nu mi-aduci mie o șampanie, cum ar fi el bostru. Păi nu trebuia să-l bagi în seamă, ai dacă înțeles? Tu erai mai așa, mult. Așa, unul la mână, doi la mână, ca să înțelegi cum îmi plac mie femeile. Noi doi nu avem treabă. Nu. Da? Nu avem. Nu. Dar ca să înțelegi cum plac mie femeile, dacă vrei vreodată să ai treabă cu mine, ai înțeles? Dacă vrei vreodată, ia aminte. Cum e dacă vorbești și te tachinezi, înțelegi? Sau ce facem noi pe aici? Un masaj la piscină, un jacuzzi, ce facem noi, da? Că din câte am văzut, un masaj nu ți-a făcut nimeni. Nu. Corect? E, eu dacă văd chestia asta, eu consider cum ar veni că e un început între mine și femeia aia, nu? Un început de o amiciție mai închegată, da? Ai înțeles? Ce faceți? Curge nasul? Așa, și din moment ce au, adică am văzut, ba cu X în piscină, ba cu ăla așa, ba cu ăla în jacuzzi, ba cu ăla așa, stai puțin, mie nu-mi place, ori îmi spui, gata, noi nu mai ne tachinăm așa, ori te tachinezi cu toată lumea, că și asta poți să o consider drept tachinare. Că ați vorbit, că ați drăs, că o, despre relație, exact ce ai vorbit despre mine. Adică cum ar fi, încearcă să te cunoască, tu accepti, ce faci? Te faci cunoaștere și tachinuri de-asta cu toată lumea? Asta vreau să te întreb pe tine. Dacă e așa, eu nu mai am ce discuta, înțeles? Că mie nu-mi place. Stai, bun, stai așa, în primul rând, cum ai spus și tu, nu suntem într-o relație, nu da? Nu suntem, bun, doar. Nici cu ăla nu am avut treabă, nici cu celălalt nu am avut treabă. Ei au venit la mine. Tonul mai jos, că eu n-am. Dar nu, pentru că mă enervez. Eu n-am venit ca tonul, că vreau să duc și ăla. Și pe ăla nu am stat ca și să mă cunosc sau ca și ce. Cum? Păi ce discuție ai avut în piscină? Păi ei au venit. Hai aici, nu să ne cunoaștem. Ce discuție? Mi-a spus să fiu atentă. Andrei, mi-a spus să fiu atentă. La? Dacă e să mă combin cu cineva din casă. Tu, ce fă, mă, talentați, mic. Nu mă auzi, mă, ce desenzi acolo? Bine, tu. Ești talentat la desen? Ești pasionat? Dar ce faci acolo, ea? Zi-mă, Picasso, mă, ce e acolo? Ha? Gaura neagră, ce e? Ce mă, e un ochi? Un ochi păros? Aaa, stai mă. E ochiularisei, mă. Este sau nu este? Nu auzi, mă, vorbesc cu tine, bă, nu mă auzi? Bă, dacă vezi că nu te bag în seamă, nu te simți și tu să pleci, să-ți vezi de treaba ta? Să lași omul în pace? Bă, tu fiind nou în casa asta, ar trebui să ne respecti pe ăștia vechi, știi? Da, mă, lasă-mă că m-am supărat de povestea asta, fiind nou, fiind... Nu, frate, sunt și eu om. Și tu ești om și eu sunt om. Ai două mâini, ai două picioare, am două mâini, am două picioare. Și de ce nu respecti, mă, ce se întâmplă în casa asta așa?
zic. Mai ales noi pe ăștia vechi, am zis, da? Care suntem de aici, de perioada astea. Eu nu, bă, eu mor pe voi ăștia noi, da. Dar voi de ce nu respectați, mă? Eu mor pe voi ăștia noi, da. Care veniți voi, vă dați la femeile altora, la nu știu ce, știi? La ce, la care femeia, cui m-am dat eu? Eu, Larisa, știu că mai mult se apropiase de Tavi, știi? Și e cu eu, de exemplu, cumva? Cam acum... Bă, e cu el cumva, te-am întrebat? Nu. Atunci, bă, da, aici se respectă chestiile astea. Noi am fost vorbiți, înțelegi? Tu nu știi chestiile astea, da? Noi ne-am vorbit. Bă, când ne place de una, spunem la toată lumea ca să știe să nu se bage. Aici nu s-au băgat nimeni pe nimeni, știi, de la început, da? Tu, în primul rând, dacă le-ai face, bă, vino, arată-ne că te dai la ea, știi? Fă-le în văzul lumii, nu te duci numai la piscină, numai de astea, știi? Acolo ăla... am trecut, acolo era. Aha. Bun, și tu nu știi că umblă și cu Tavi, că ai văzut că Tavi nu se ascunde, da, se afișează. Nu, nu era aia? Normal să ai o discuție cu Tavi înainte. Bă, Tavi, tu ce gânduri ai cu ea? Nu, pentru că eu nu stau să dau raportul nimănui. Cine-i Tavi să-i dai eu lui raportul? Cine-i și tu să-ți dau bă, ce raportul? Bă, ți-ar place, bă, să o împarți pe Larisa? Să fiți amândoi? Așa, așa bă, să faceți ție? Atâta timp cât Larisa nu e cu Tavi, nu înțeleg pentru ce vii acum să-mi faci mie capul calendar când bă, vezi că eu vreau tu să nu înțelegi o chestie. Că deja mă enervez. Nu se fac, bă, mie nu plac găinăriile astea care le faci pe la spate, frate. Nu-mi plac chestia astea. Bă, și tu și ăștia care faci bă, pe la spate. Bă, de treabă, ce înseamnă asta? Bă, ce sunt astea, bă, bă, ce sunt, bă, bă, ce sunt copilările astea, bă, ce sunt astea, ia, 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 ce, ia, ia, mă, ce, ia, ce, bă, ce faci, Madalin? Tu ești liber să faci ce vrei, ca să înțelegi. Normal că o secundă. Sunt liber, atât timp că ascultă-ți-ne, între noi nu-i nimic, tu ești liber să faci ce vrei, păi da? Dar ți-am zis, dacă ai gânduri cu mine, că mi-ai zis că mă simpatizez, că da, e eu ți-am zis că te simpatizez. Spus, stai, spus, dacă ai gânduri cu mine, nu faci bazine, mazine cu toți băieții din casă. Cu suntem cu toți... Stai puțin, asta țin. Ascultă-mă! Cu care nici, cu Madalin nici dacă aș vrea să fac. Dacă îți voia să vină unul ca să fie altceva... Păi ai spus toți băieții din casă, că așa băieții, că sunt doi. Ascultă-mi ce zic. Păi, voi să fie mai puțin? Deja doi păi, sunt prea mulți. Păi, dar n-am nicio treabă. Bine, ascultă ce zic eu, ca să înțelegi. Una e să fim toți de... O secundă, o secundă să termin ideea. O secundă să termin. Una e să fim cu toții în piscină. Da, mă, suntem toți de casă. Una e separat, lumea doarme, voi doi acolo. Că noi dormeam. Eu dormeam, era noapte. Ai înțeles? Și voi doi acolo, bum, după bam și ce s-a întâmplat? Ai fost cu Madalin? Nu e vina mea că ei au venit. Nu e vina mea. Eu eram singură. Ai înțeles, da? Dată. Ei au venit. Cum se înțelege? Cum se înțelege? Păi, dar nu te vorbește cu ei, ce dai vina pe ea? Păi eu cu el am vorbit acolo, nu? Păi, acum am zis să discutăm de ce s-a întâmplat asta. Da, am zis că nu e legat de ea. Eu nu m-am certat cu băiatul ăla legat de ea. Eu m-am certat doar strict de atitudinea lui. Nu te-ai ustă, mi-a dus tu șampanie. Bine, au terminat. Hai că te duc eu să aduc șampanie. Ai exagerat acolo. Ai pus mâna și pe mine. Ai exagerat. Bine că mi-au sănătate, eu te-am și uitat. Scuză-mă că am pus mâna pe tine, chiar n-am realizat la nervi atunci. V-am luat pe toți, voiam să scot afară, înțelegi? Deci, scuză-mă, chiar bine că ai adus aminte. Chiar nu mi-am lăsat. Nu m-aș vrea în tine să reacționez. Știu și ți-am zis chiar femeie, nu mi-am lăsat. Femeie, mi-a tras atenția când mă enervasem atunci cu Dumitrița cu hainele, că mie nu-mi plac femeile așa. Păi, uite ce-a făcut și eu, că te-a luat pe sus. Madalin! Da.